Trebuie să înțelegem că e un moment în care solidaritatea noastră și ca cetățeni, și ca români, și ca creștini este pusă în balanță și în chestiune. Și trebuie să înțelegem, și cred că majoritatea va înțelege în momentul în care va primi explicații necesare, că miza este apărarea generației de mâine și apărarea copiilor. Pentru creștinii au și rugăciunea și acțiunea personală. Sunt lucruri care trebuie îmbinate și cu amândouă trebuie mers înainte. Ceilalți trebuie să înțeleagă că sufletul și mintea copiilor lor trebuie să fie libere de orice intruziune a unei ideologii radicale, fundamental materialiste, și care tinde să le transforme copiii în cu totul și cu totul alte ființe și tinde să creeze în sufletul și în mintea lor o fractură între ceea ce înseamnă dialogul autentic copil, părinte-copil din familie și dialogul neautentic, ideologic, care urmează să le fie impus în școală.